Fiecare dintre noi avem lucruri de valoare, le considerăm importante. Unii consideră sănătatea importantă și așa este. Alții consideră bogăția materială ca fiind importantă, alții familia sau alte resurse. Ceea ce este important trebuie păzit. În Proverbe, capitolul 4, ni se spune că avem un lucru important de păzit, poate cel mai important. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. La ce folos să-ți păzești sănătatea dacă nu-ți păzești inima? La ce folos să-ți păzești averia materială dacă sufletul tău e pierdut? Cum îți păzești inima? Mai întâi de toate, predă-i inima lui Hristos. Iar mai apoi, fii atent la ce introduci în ea. Și nu mă refer la partea fizică. Mă refer la ce te gândești, la ce urmărești, la ce ești atent, la ce-ți consumă timpul în fiecare zi. Toate aceste lucruri au de-a face cu ceea ce pui în inima ta. De aceea, păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții.